Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Știați că există aplicații care vă pot face poze chiar dacă nu sunt pornite pe telefon și vă pot recunoaște astfel? Sau mai rău, aceste aplicații pot trimite pozele mai departe către creatorul lor? Un specialist în securitate informatică a demonstrat că aplicațiile pot face înregistrări foto și video fără știința posesorului. Felix Krause, un IT austriac care lucrează pentru Google, a construit o aplicație care poate face poze utilizatorului său la fiecare secundă și apoi să le încarce fără să-l notifice pe utilizator. El a denumit această breșă de confidențialitate care poate fi abuzată de aplicațiile iOS. Acesta susține că odată ce a primit acceptul inițial, camera poate face poze și înregistra video ori de câte ori este deschisă. Așa încât a construit o aplicație care face poze la fiecare secundă posesorului telefonului și care rulează un program de recunoaștere facială ca să identifice persoana. Cei de la Samsung pregătesc un telefon pentru piețele emergente sau ar putea denumi un dispozitiv nu atât de scump ca Galaxy S8. Acesta este modelul A7-2018, care preia foarte multe din caracteristicile lui S8, dar nu are acele margini curbate sau o rezoluție la fel de puternică. Totuși, telefonul se apropie de un ecran de 6 inci, ceea ce îl trece direct în grama telefonelor mari și, de ce nu, performante. Acest telefon se vrea o alternativă pentru cei care vor un telefon nou, dar nu vor să achiziționeze neapărat vârful de gamă. Veste bună pentru WhatsApp. Cei care au regretat că au trimis un mesaj pe WhatsApp au acum un alt motiv de bucurie. Aplicația de mesagerie instant va permite în curând ștergerea unui mesaj trimis fără ca destinatarul să știe. Printr-o actualizare, miliardele de utilizatori ale aplicației de mesagerie instant vor avea posibilitatea de a șterge un mesaj timp de 7 minute după expedierea acestuia. Totuși, e necesar ca ambii utilizatori, și expeditorul și destinatarul, să-și actualizeze aplicația. În caz contrar, cele două versiuni vor fi incompatibile. Iar cei de la Twitter au definit abia acum, în termenii și condițiile rețelei de socializare, conceptul de poze intime sau poze ce conțin nuditate. Aceștia au actualizat termenii și condițiile care sunt obligatorii pentru oricine folosește rețeaua de socializare și au spus acolo că este interzis pentru oricine să posteze pe rețeaua de socializare poze intime sau imagini surprinse în momente private care nu sunt destinate distribuirii publice. Și toate acestea după un scandal monstru în care o vedetă de televiziune din Statele Unite, Rob Kardashian, a publicat pe rețeaua de socializare poze de ochiate cu fosta lui prietenă în semn de răzbunare. Cei de la Twitter spun că au luat toate măsurile ce se impun, iar aceste momente vor fi blocate de acum înainte de echipa lor de suport. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.